Prin cu greu, atunci când miza e în joc și presiunea, mai ales pe jucătorii tineri, se resimte și s-a văzut că erau timorați, s-a văzut că era încărcătură și erau apăsați de miza jocului. Ulterior, exact cum a spus și Gica Hagi, odată ce ai scăpat de presiune, ți-ai îndeplinit obiectivul, ești acolo, joci dezinvolt, nu mai ai de niciun fel presiune și Gica e foarte relaxat și cum să spun, se vede că pe el că e, e bine, e fericit de ceea ce a obținut și cumva vin în consecință toate cele ulterior când pur și simplu joci ceea ce știi să joci. Știm foarte bine că de obicei jucător român are o problemă cu presiune. Atunci când îi pui un adversar pe același post, pui el și îi dai concurență, un coleg, pardon, un adversar. Deci cumva nu ne place nouă românilor de să spui da. și un rival pe post, da. Exact, când are concurență și când are presiune, că e presiunea publicului, că e presiune media. Jucător român nu e obișnuit să joace sub presiune și atunci are în tâmpire, cele mai mari probleme. Cred că ăsta e și șocul principal atunci când ajungem în fotbalul mare. Șocul că el nu e obișnuit să joace sub presiune, pentru că el nu e responsabil. Și astea sunt două aspecte fantastic de importante care uh, nu reușim încă și trebuie să recunoaștem că nici noi la farul nu reușim să îi facem pe jucători să înțeleagă și să Poate să gestioneze situațiile astea de, de presiune, de tensiune, de atmosferă, că vin, repet, din partea publicului, din partea presei, din partea obiectivului. Deci, toate astea sunt presiuni pe care jucătorii le resim și mulți dintre ei reacționează mai greoi, mai timorați, mai lenți în gândire, mai. Uh, cumva, asta e justificarea mea, așa înțeleg, uh, așa văd eu lucrurile și de asta astăzi jucăm uh, pur și simplu de plăcere și. Mai e un aspect fantastic de Nu mai ca jucați de plăcere, dar este o plăcere și să fiți urmăriți, exact. pentru că meciurile din Superliga sunt destul de anose, destul de greu de privit. Dar, de exemplu, ce am văzut în meciul cu CFR, sigur și cu Rapid, a fost foarte un spectacol. Dar să văd o asemenea colecție de goluri spectaculoase, patru la număr, de exemplu, în meciul cu, cu CFR și chiar și Autogolul al cincilea și el a fost spectaculos, că Gane a ajutat da. tare de la, de la distanță. Dar acele patru goluri care au fost curate, să zicem așa, uh, foarte greu, eu, eu nu-mi aduc aminte, sezon, în actualul sezon, de exemplu, să găsești un meci cu patru goluri marcate de o echipă, și împotriva unui adversar atât de tare precum CFR. Au curaj, până la urmă, sunt jucători care au calitate, noi știm lucrul ăsta, dar atunci când le ofer și încredere și se simt puternici ies anumite goluri sau faze la care de multe ori și tu ești surprins că ți ai ieșit și că ai reușit așa, așa gol sau, repet, fază de joc. Urmează o meci foarte tare mâine seară pe Arena Națională. Practic, putem vedea cum uh, regele îi predă sceptrul următorului rege, nu? Campioana afarul poate să îi predea sceptrul următoarei campioane FCSB dacă se termină cel puțin egal. Sigur, dacă FCSB de asemenea câștigă, va fi campioană, dar și cu un egal FCSB devine campioană. Însă asistăm la această situație incredibilă, având în vedere cum a intrat FCSB în play-off, cu ce diferență uriașă și farul cum a intrat, vorbeam mai devreme. Și totuși, dacă voi îi bateți pe FCSB, încă rămâne deschisă discuția pentru titlu și aveți, teoretic, această posibilitate să fiți din nou campion. Dacă veți câștiga până la capăt toate meciurile, iar FCSB va pierde până la capăt toate meciurile. E aproape imposibil, dar e frumos să visezi. Și dacă matematic e posibil, noi ne vom juca șansa oricum până la capăt. Așa cum am jucat toate meciurile din play-off și dacă ar fi să mai iau după gică, care spunea că nu vom pierde niciun meci în play-off, e posibil să facem o surpriză frumoasă și cu FCSB. Dar nu numai faptul că noi gândim lucrul ăsta, ci și jocul o recomandă. Adică cred că am făcut meciuri nu bune, foarte bune. Păcat că avem ceva probleme accidentați. Mă refer aici la băluță care încă nu revine. Cum am fi arătat cu băluță la mijlocul terenului acolo? Cred că a fost un, un, nucleu cu nedel, cu, cu gramenii. Jucători care ce-ar fost să nu, să nu plece uh, Artean. Deci, cumva, pe fondul ăsta de jucători accidentați, jucători lipsești, va lipsi Narek, uh, Armeanul care are o problemă de medicală, va lipsi Cojocaru, puștiu care a intrat și uh, reușește să, să surprindă. să spui despre Cojocaru, dacă va fi sau nu disponibil, pentru că sunt... Uh fanul lui numărul 1, îmi place foarte mult. Sunt un pic dezamăgit să aud că la echipa națională U20-le era rezervă, deși după părerea mea trebuie să fie deja la naționala de tineret și chiar titular, dar în fine poate că lucrurile se vor regla după această sezonă. Să el joacă extraordinar, mi se pare ultima mare descoperire mi se pare un fel de mazilu de partea cealaltă, adică mazilu strălucea în dreapta. Sigur, Cojocaru e un mai înaintat în vârstă, dar tot așa. A apărut de nicăieri și vine cu o serie de goluri cum a făcut mazilu în stagiunea trecută. Are, are puște, are uh, energie și calitatea noi știam că are. Acum are nevoie de constanță și am văzut că uh, a avut în ultima perioadă meci de meci, a jucat bine, a marcat sau a dat pasă de gol. Deci cumva uh, da, nu ne mirăm intern pentru că Gica ne mai spune că mai sunt 2-3 jucători fantastic de buni și care urmează să-i promoveze. E băiatul acela care aduce cu canige așa un pic. Bravo! Uh, cum îl cheamă? Tu știi. Uh, mă rog. Uh, o, să, o să ne uităm să vedem. E un jucător care iarăși, da, logic îi place e foarte, foarte mult tână, da. și îl, îl, îl va promova și va, îl veți vedea în, în jocuri. Acum despre vorbeam despre accidentați. Asta este o problemă faptul că ne lipsesc atât de mulți jucători și repet, și cazul lui Cojocaru care va lipsi, are o problemă medicală de destul de uh, lungă durată, adică câteva săptămâni. Uh, Nu-l vom avea. Dacă am fi avut probabil echipa completă, chiar uh, am fi avut uh, și avem în continuare șanse reale, dar cumva cu ei am fost mult mult mai